Dacă aș putea să vă transmit mereu numai energie pozitivă, aș fi tare, tare bucuroasă. Dar, da, sunt și eu om. Mai am și eu momente de slăbiciune. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I were so sweet, so sweet. Talk until we asleep, asleep. Every night I fall deep in love. Yeah, but you really get me. Bună dimineața. Bine, la mine e dimineață. Azi e vineri. E și ziua în care trebuie să postez. Am vrut să filmez vlogul ăsta de ieri, de joi, pentru că am avut două zile libere, joi și azi. Dar nu m-am simțit deloc bine ieri. Am stat în pat toată ziua și am fost așa, pe jumătate adormită. Am răcit. Nu știu cum am reușit, dar cred că mă gândesc eu cât de la muncă. Am transpirat și am lucrat pe lângă frigidere, în frigidere, practic. Și am răcit un pic, am început să iau paracetamol, Nurofen. Azi mă simt un pic mai bine, dar am vocea un pic așa schimbată. Și eram un pic stresată, sunt un pic stresată pentru că nu aveam material pentru astăzi. Cred că o să auziți mașina pe fundal pentru că am băgat la spălat. Dar da, astăzi vreau să mă duc să fac un duș. Pentru că aseară n-am fost în stare, m-am pus în pat și am adormit direct. Vreau să mă duc să fac un duș. Iar apoi vreau să ne apucăm împreună să facem ordine în sufragerie. O să strâng un pic și de pe la bucătărie. Și ce mai vreau să fac azi? Dar cred că în principal o să ne axăm pe sufragerie. O să facem curățenie acolo. Apoi, pentru că mâine o să avem musafir, vin cu metrii noștri la noi, mâine o să muncesc de la 2 la 11, dar oricum vreau să las casa în regulă astăzi. Azi o să mergem și la cumnații noștri în vizită, după ce vine Cristi de la muncă. Și da, cam astea sunt planurile pentru azi. Deci în principiu astăzi o să facem curățenie împreună în sufragerie. Mi-am spălat și husele, o să trebuiască să pun husele la canapele. Dar da, o să facem împreună toate lucrurile astea. Până una alta, eu o să mă duc să-mi fac un duș ca să mă energizez așa un pic. Și sper ca până în ora 12 să termin cu toate lucrurile, cu filmatul, cu tot, ca apoi să editez și să îl și postez clipul de astăzi. În vlogul anterior am zis eu că o să inserez un deep clean al aragazului și al cuptorului, pe care reușisem eu să-l filmez acum ceva timp. Și cred că o să inserez și cadrele alea tot în video de azi, pentru că nu le-am mai inserat în vlogul anterior. Așa că, da, astăzi o să fie despre motivație. Așa că sper tare, tare mult să vă inspire și să vă apucați și voi cu mine împreună de treabă. Eu nu sunt într-o stare 100% ok, ca să zic așa, pe lângă faptul că am răcit și m-am simțit destul de moale ieri. Am avut și ceva probleme cu digestia, m-am simțit balonată și încă încerc să-mi revin și cu treaba asta. Dar da, o să fie bine la un moment dat. Sper ca până mâine să-mi revin de tot, pentru că o să trebuiască să mă duc la muncă. Și da, nu mă mai lungesc cu intro-ul, mă duc să fac duș și revin apoi. Trebuie să-l schimb și pe Patrick pentru că încă e în pijamale și eu o să trebuiască să mă schimb clar după ce fac duș. Și da, cam asta e. O să trebuiască să-mi tai și unghiile mai târziu. Da, vedem ce mai facem. Vedem pe ziua de astăzi. Așa că da, mă gândeam să nu filmez nimic. Dar chiar nu vreau să lipsesc. Știți foarte bine că eu am fost aici prezentă în fiecare marți și vineri. Și indiferent de ce se întâmplă, vreau să fiu aici prezentă pentru voi.
Chiar dacă nu vă arăt eu cine știe ce, dar măcar să fiu aici prezentă, să vă salut, să vă dau un pic de energie, cu toate că eu, energia mea este foarte scăzută în momentul ăsta. Dar da, măcar sunt aici, măcar am clip și vinerea asta, așa că gata, mă duc să fac duș și revin cu treburile. Și că nu vreau să uit, aș vrea, este un plan de-a meu pentru ziua de azi, aș vrea să organizez unul dintre dulapurile din bucătărie, unde țin tigăi și alte chestii, și să fac un declutter. Sper tare, tare mult să-mi iasă toate treburile astea și să termin tot ce mi-am propus pe ziua de azi. Așa că, da, hai să ne apucăm de treabă. În primul rând, mă duc la duș repejor și revin. Da, eu am ieșit din duș, am crezut că o să mă energizez, dar nu, m-a luat o moleșeală și mai tare. Am pus cadrul ăsta cam aiurea, când mă vedeți cu jumătate de cap tăiat. Mi-am făcut o vitamina C efervescentă și o să iau și un magneziu. Am aici magneziu. Poate mai revin până mai târziu. Ce nașpa e. Sper să mai revin un pic. Mă simt foarte aiurea și la stomac. Probabil o să-mi fac și un ceai. Sper să-mi revin. Dacă nu, nu știu cum o să facem. Cred că doar o să pun partea aia motivațională cu aragazul. Și nu știu altceva. Nu am nicio idee. Nu-mi pot aduna gândurile pentru că nu mă simt deloc ok. Dar, da, sper să-mi revin cât mai repede. Da, gata, închid acum și ne auzim mai târziu. I'm thinking you were made for me. It's not my birthday yet, 'cause I gotta say you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. 'Cause I got the system of favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. Feel like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. We don't have to move so fast. Baby, I will show you how. You can catch my vibe. And right here we got so much time. Looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Things I love, the things I love, the things I love, love, love.
thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I were so sweet, so sweet. Talking till we asleep, asleep. Every night I fall deep, fall deep in love. Yeah. Cause you really get me. Make me fall to my knees, my knees. Every night I fall deep in love. Catch up on my reading. I should catch up on my eating. Yeah, but it's hard to keep a thought straight with you all up in my face. Try to get you on my mind, but why should I when you're all I really like? Yeah, I feel higher than a mountain. Ok, eu am terminat curățenia în sufragerie. Nu am mai făcut deep clean în sufragerie pentru că nu mă simt 100% cu energie, dar am schimbat așa un pic aerul, am aspirat peste tot, am schimbat husele, că erau niște pături înainte pe care trebuie să le bag acum la spălat. Și da, nu știu ce o să mai fac, o să trebuiască să mă duc și sus să schimb lenjeria. Dar sincer, sincer, nu cred că mai pot să mai filmez ceva. Mă simt prea obosită și trebuie să și editez. Așa că, da, mergem împreună, băgăm la spălat ce avem de băgat. Vorbește și Patrick pe aici. Da, are și el treabă cu mașinile și cu toate alea. Da, băgăm la spălat ce avem de spălat și mai văd. Oricum, vlogul ăsta... Chiar îmi pare rău pentru el, dar sper totuși să vă motiveze cât de cât și să vă placă. Și sper ca de săptămâna viitoare să mă simt mai bine și să vin în fața voastră cu mai multă energie decât am venit astăzi. Dar deja transpir foarte, foarte tare, pe semne că iese răceala. Deja iau tratament, iau paracetamol, iau Nurofen, nu știu dacă am mai zis asta. Și sper să-mi revin cât mai curând. Dar da, nu am energia necesară de a face prea multe lucruri. Și da, hai să băgăm la spălat și vedem ce mai facem. Salutare dragilor și din voiceover, cu aceeași voce răcită, răgușită și fără energie, dar sper să mă fac înțeleasă. Vă arătam acolo soluțiile pe care le-am folosit pentru curățarea aragazului. După cum vedeți, aragazul nu arăta într-o formă foarte bună în momentul în care eu am filmat. Astea sunt niște cadre pe care eu le-am filmat acum vreo săptămână și ceva, două să zic. Așa că da, m-am gândit să le includ în clipul de astăzi, ca și un pic de motivație pentru voi. Așa că dacă aveți aragazul murdar, haideți cu mine, hai să ne curățăm aragazele împreună. Vă arătam acolo niște bureței care sunt umpluți cu o soluție, ceva de genul ăsta. Ei se numesc Soap Filled Scoring Pads. Sunt niște,
sunt făcuți dintr-o sârmuliță foarte subțire care nu zgârie suprafața, dar care curăță foarte, foarte bine. Funcționează extraordinar pentru suprafețele din inox, cum ar fi robineții, chiuvetele, dar și pentru alte suprafețe funcționează la fel de bine. Bureția aceștia mi-a recomandat o prietenă care lucra la curățenie și de când i-am descoperit, îmi plac foarte, foarte mult, își fac treaba foarte bine, îi folosesc aproape la orice, chiar și la curățatul tigăilor, chiar aproape la orice, în baie, pentru robineți, în bucătărie mai ales. Da, sunt foarte, foarte buni și foarte utili, chiar își fac treaba și nici nu costă foarte mult. Acum, nu știu dacă ei se găsesc și în România, dar da, pentru fetele care sunt aici, cu siguranță merită să îi căutați și să îi încercați. Da, cam asta e. Am mai adăugat încă o dată după ce a fost procesul acela cu soluția și burețelul. Am strâns tot cu un șervețel, apoi am mai pus odată soluție de la Mr. Muscle și am folosit această cârpă de microfibră care mi se pare mie că nu lasă scame și nu lasă urme și îmi place tare, tare mult rezultatul, ca să zic așa. Acum urmează să ne ocupăm de cuptor. Pentru cuptor am folosit Triumph și bureței aceea pe care vi-am prezentat eu mai devreme. Triumphul acesta mi-a fost recomandat de una dintre voi la un alt clip în care eu făceam curățenie, curățam cuptorul practic. Este un degresant foarte, foarte bun pe care nu m-aș fi așteptat să-l găsesc aici, în Anglia, dar l-am găsit la un magazin românesc și deja sunt la a doua sau la a treia încercare a acestui produs. Funcționează foarte, foarte bine. Îmi place cum curăță. De obicei eu las soluția să acționeze cam 10 minute, asta am făcut și acum, iar apoi am început să frec foarte, foarte bine cu acei bureței pe care vi prezentasem mai devreme, bureței aceia cu soluția aceea în interiorul lor. L-ați văzut și pe Patrick pentru câteva secunde că și-a băgat și el fățuca în cadru. Pentru că așa face de fiecare dată, este curios. După ce am frecat foarte, foarte bine, am îndepărtat surplusul la fel cu un șervețel pe care pare că nu am mai prins în cadru. Apoi cu ajutorul acelui prosopel de microfibră am șters foarte, foarte bine cuptorul. Îmi place foarte mult în ultima vreme să folosesc prosopelele acestea din microfibră. Mi se pare că lasă suprafețele foarte curate, fără scame. Îmi place să folosesc și în baie și la ștergerea prafului de pe mobilă. Îmi place să folosesc mai peste tot aceste prosopele. Mi se pare că ajută foarte mult în curățenia din casă, iar pentru grătarele din interiorul cuptorului, pentru accesoriile de deasupra, le-am pus pe toate în chiuvetă, le-am pus soluție peste ele pe care am lăsat-o să acționeze la fel circa 10-15 minute, să zic așa. Asta fac de fiecare dată și vă mai explicam eu în alt video că trebuie să avem răbdarea asta de a lăsa soluția să acționeze, să-și facă treaba. Și apoi m-am folosit tot de bureței aceea pentru a-i șterge, pentru grătarele din cuptor care sunt din inox au funcționat extraordinar de bine, pentru că vă ziceam mai înainte că funcționează foarte, foarte bine pentru inox. Nu am mai surprins cadrele astea, am zis că doar o să vă explic cam cum a fost treaba. Eu am venit sus, mi-am făcut un ceai, am luat mai înainte și un Nurofen și vreau să mă apuc să-mi schimb aici lenjeria, am și niște haine pe aici prin spate de pus la locul lor. O să schimb lenjeria și suflu mai greu că abia am urcat scările. Mi-am băgat telefoanele amândouă la încărcat și o să schimb lenjeria de aici, de pe pat.
O să strâng și hainele astea și cel mai probabil o să închid vlogul. Vreau să vă zic că pe 16 avem programare la grădiniță să ne arate, se numește o programare pentru show around, adică să ne prezinte grădinița, toate condițiile lor și așa. Grădinița este foarte aproape de noi, e la 2 minute cu mașina, pe jos până în 10 minute, ca să zic așa. Și da, va începe și Patricuț grădinița în curând. Nu știu dacă va începe de-a doua zi imediat, de pe 17, în funcție de cum stabilim cu ei în ziua respectivă. Asta înseamnă miercurea viitoare, cred. 16, cred că cam așa cade. Avem programare la 2:30. Și da, cam asta este încă o noutate. Patrick va începe și el grădii. Eu tot îi povestesc, îi spun, vrei să te duci la copii, să te joci cu copii? Și el face, pare foarte, foarte încântat. Așa că, da, abia aștept să văd cum se va comporta, cum va percepe el schimbarea asta. Eu am toate gândurile bune. Cred că îi va plăcea foarte, foarte mult. Lui îi place să fie înconjurat de copii, îi place să se joace. Așa că, da, eu zic că îi va plăcea. Dar nu spunem hop până nu sărim pârlează sau cum e vorba. Trebuie să ajungem la grădiniță, să vedem cum se va comporta și abia atunci o să ne dăm seama de chestia asta, de atitudinea lui. Deocamdată noi suntem încântați că o să meargă și el la grădii, o să-și consume energia acolo. Se vede că s-a plictisit foarte mult, mai ales că am început și eu munca, îmi simte și mie lipsa, așa că cumva își va mai lua și el gândul ăsta că eu nu sunt acasă, pentru că se mai trezește dimineața, mă mai caută și e dificil și pentru el. Imaginați-vă că 2 ani de zile a stat numai și numai cu mine, așa că da, e puțin greu și pentru el schimbările astea din ultimul timp. Dar, da, ce să facem? Asta e viața, asta e cursul vieții, așa că, da, îi dăm înainte. Abia aștept să văd reacția lui la grădiniță. Am fost și eu și Cristi împreună cu Patrick, nu știam exact care sunt procedurile, așa că doamna de acolo, de la recepție, ne-a explicat. Patrick era foarte încântat să intre în incinta grădiniței, dar nu ne-a dat voie, a zis că trebuie cu programare, așa că, da, din câte am văzut eu așa, în ziua respectivă când am fost noi, Patrick era destul de încântat să vadă ce se întâmplă acolo înăuntru, plus că eu îi explicasem dinainte de acasă că mergem la copii, că o să se joace și chiar pe drum înapoi acasă tot spunea în mașină copii, copii, și de asta lucrurile astea mă fac pe mine să cred că îi va plăcea și că totul va fi ok. Dar rămâne de văzut, după cum ziceam. În altă ordine de idei, lucrurile au cam stagnat cu renovatul, mă refer, în casă, dar nu ne lăsăm. Obiectivul nostru este să terminăm toate cele 3 dormitoare, după cum vă mai ziceam eu acum ceva timp, tot așa prin vloguri. Vrem să dăm cu var în partea de jos a casei, așa că, da, lucrurile astea le vom face. Trebuie să ne luăm bilete pentru România, pentru luna iunie. Plănuim să venim acasă în luna iunie, doar 2 săptămâni, pentru că atât mi se permite mie de la muncă. 2 săptămâni pot să-mi iau vacanță, așa că, da, o să trebuiască să ne luăm și biletele. Da, cam astea sunt lucrurile. Deocamdată fiecare e cu servici, fiecare e ocupat, așa că, da, în curând va fi și Patricuț ocupat, va avea și el un loc unde să meargă să-și consume energia,
pentru că a devenit foarte, nu aș putea să zic obraznic, dar se enervează din orice, cred că s-a plictisit de stat în casă, vremea nici nu e chiar atât de bună, s-ar înțelege că a venit primăvara, dar nu a venit deloc, chiar acum e înnorat și stă să plouă, dar nu avem ce să facem din punctul ăsta de vedere, pentru că nu decidem noi cum e vremea și când vine soarele și când se încălzește, dar da. Sper eu că va fi benefic și pentru el să meargă să petreacă timp cu alți copii, să petreacă timp în colectivitate, să aibă parte și de alte activități, de alte persoane în afară de noi cei de acasă. Și da, asta cred eu că va fi foarte, foarte benefic pentru el. Și da, cam astea sunt lucrurile care se petrec. Noi nu vrem să ne să ne dezicem de la planurile noastre. O să continuăm cu dormitorul mic, pe care cred că vi l-am arătat într-un vlog că l-am eliberat și pe acela. Urmează să ne apucăm. N-ar trebui să fie la fel de mult de muncă ca celelalte două pe care noi deja le-am făcut, pentru că este destul de mic și credem noi că o să meargă treaba mult, mult mai repede. Așa că, da, sper să ne reușim să ne atingem obiectivele astea până plecăm în România. Și, da, pentru că undeva prin toamnă am vrea să ne ocupăm un pic de exteriorul casei și să vedem. Să vedem. Deocamdată nu este un obiectiv clar, dar așa ne dorim, să ne ocupăm un pic și de exteriorul casei anul ăsta, iar eu știu, pe anul viitor poate să facem câteva renovări și în partea de jos a casei, eu știu, un living, pe casa scării, în bucătărie, nu știm dacă vom intra neapărat anul viitor. Deocamdată bucătăria este destul de modernă, aș putea să zic eu, adică răspunde cerințelor noastre, dacă aș putea să zic așa, este tot ceea ce ne trebuie, așa că nu prea văd sensul de a strica tot și să facem tot de la zero în bucătărie. Așa că, da, momentan bucătăria va rămâne pe poziții, doar că vreau să scap eu de galbenul de pe pereți. Asta e singura mea dorință pentru bucătărie și partea de dining room și sufragerie momentan, pentru că în sufragerie vom face practic același proces pe care l-am făcut și aici sus. Practic vom da jos pereții, vom construi din nou, vom introduce izolație, tot ce am făcut sus vom face și jos. Numai că noi vrem să schimbăm și sistemul de încălzire al casei, așa că momentan nu ne vom apuca de genul ăsta de renovare jos, de aceea vrem să dăm doar cu var, să schimbăm un pic atmosfera, să schimbăm galbenul care pe mine mă nebunește, galbenul ăla de pe pereți. Și da, cam astea sunt lucrurile care se petrec. Nu știu dacă vă place tipul ăsta de content, de vloguri, să vă țin la curent cu ce mai facem noi. Mi-ar plăcea tare mult să abordez diverse subiecte, dar simt că timpul mă presează foarte, foarte tare și nu reușesc. O să mai urmeze o colaborare tare drăguță, care încă mă gândesc dacă să o includ într-un vlog sau să fac un clip separat pentru ea, dar o să vedeți și voi aici pe canal în curând, așa că da, îi dau mai departe cu schimbatul lenjeriei. Cred că o să opresc vlogul aici, nu o să vă mai arăt
schimbat de lenjerie și ce mai fac, pentru că asta v-am mai arătat în alte clipuri. Vreau să încep o serie de clipuri de curățenie de primăvară și cel mai probabil asta se va întâmpla când o să ne hotărâm să dăm și cu var în partea de jos a casei și vreau să fac și un deep cleaning în bucătărie, în sufragerie, unde vreau să fac și niște modificări de asemenea, așa că da, o să încep o serie de curățenie de primăvară. În partea de sus a casei nu e mare lucru de făcut pentru că abia am renovat dormitoarele și este curat, dar o să intru și aici, o să facem și aici. Și vreau să mai fac eu câteva schimbări în baie, deși anul ăsta noi nu ne vom ocupa de baie să o renovăm, deși necesită o renovare de la zero, ca să zic așa, și baia, dar nu vom face asta anul ăsta, iar eu m-am gândit să-i fac așa totuși câteva schimbări și da, o să vedeți voi la momentul potrivit despre ce e vorba. Așa că, da, stați aproape pentru că mai urmează multe lucruri pe canal pe care sper eu să le duc la bun sfârșit. Sper tare, tare mult să vă placă vlogurile. Îmi cer scuze pentru vlogul de azi pe care l-am început un pic cam stângaci pentru că nu mă simțeam foarte, foarte bine. Nici acum nu sunt 100%, dar parcă mi-am mai revenit un pic. Am și mâncat un pic, am luat vitamina C, vă arătasem eu mai devreme, am luat și un magneziu și parcă totuși mi-am mai revenit un pic și parcă vorbesc un pic mai coerent acum. Dar da, mai necesit un pic de odihnă ca să-mi revin de tot. Sper tare mult ca mâine să mă simt mult mai bine ca să reușesc să ajung la muncă, pentru că mâine este sâmbătă și mâine am o tură destul de lungă, de la ora 2 până la 11 seara. Așa că, da, trebuie să trecem, mai sunt și momente din astea în viață, trebuie să învățăm să trecem peste ele, să le lăsăm pur și simplu să treacă. Da, dacă aș putea să vă transmit mereu numai energie pozitivă, aș fi tare, tare bucuroasă. Dar da, sunt și eu om, mai am și eu momente de slăbiciune, e normal. Și da, mai sunt și zile din astea în care sunt așa, mai plouată, mai cu o durere, eu știu, de cap, mai cu o durere de nu știu ce, dar important e să trecem peste ceea ce vă transmit și vouă, nu vă lăsați doborâți, doborâte. Lucrurile astea sunt trecătoare, așa că da, îi dăm înainte cu tupeu, cum s-ar zice. Bun, dragilor, sper tare, tare mult că v-a plăcut și vlogul ăsta, așa oarecum motivațional. Sper să vă abonați la canalul meu în continuare, sper să găsiți ceva aici care să vă inspire și să vă placă. Asta vă zic eu mereu. Și să rezonați cu mine, cred că asta e cel mai important. Gata, vorbesc de un sfert de oră și cred că ar fi cazul să închid. O să mă apuc să editez. Cel mai probabil o să intre vlogul puțin mai târziu decât intră de obicei. Dar important e că va intra. Așa că, da, eu o să închid acum nici nu știu câte ceasul, cred că e în jur de ora 1-2. Vlogul presupun eu că va intra undeva pe la 7-8. Sper să reușesc să editez tot până atunci. Așa că, dragilor, eu vă pupăcesc. Ați fost aici la Ana pe canal și sper să mai reveniți. Sper să vă placă, nu uitați să vă abonați, nu uitați să dați un like acestui clip și lăsați-mi în comentarii păreri, sugestii, tot ce vreți voi. Vreau să văd la secțiunea de comentarii. Sunt mai mult decât bucuroasă să primesc feedback-ul vostru, fie el pozitiv sau negativ. O să văd eu cum le gestionez pe toate. Așa că, da, eu vă pupăcesc. Pa, pa!